Pace, bună seara. Întotdeauna mi-am dorit să am vocea lui Leonard Cohen. Biblia spune că în vremurile din urmă dragostea unora se va răci. Eu am să fac semn băieților de la stații cântușesc ca să nu vă umplu urechile de sunetul acela deranjant, așa că din când în când vom face pauze. Deocamdată aș vrea să ne ridicăm cu toții să dăm cuvenită ascultare unui text din Scriptură care va fi pretextul pentru această seară. Este la pagina 1054 în Scripturi, este în Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetele 30 și 31. Iată ce spune Scriptura în acest loc. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Amin. Să ne rugăm. Doamne, vin înaintea Ta și Te rog să binecuvintezi acest text. Noi credem, creștinii, că acesta este un text altfel decât orice alt text, că este un text divino-uman, că este un text inspirat și că ne poate schimba viețile. De aceea Te rugăm să-ți faci simțită prezența prin Duhul Sfânt care a inspirat aceste scripturi și fă ca acest text și altele pe care le vom citi de-a lungul acestui an să lucreze în viețile noastre, în viețile prietenilor noștri, în viețile celor ce ascultă într-un fel sau altul aceste cuvinte și fă ca toate aceste lucruri să ne zidească. Te rugăm să elimini tot ceea ce este fire pământească și să nu stricăm cuvântul Tău. De asemenea, Te rugăm, Doamne, ca atunci când rostim cuvântul, cuvântul Tău să transforme și pe cel ce vorbește și pe cel ce ascultă. Te-am rugat, Tată, toate acestea în numele Fiului Tău, Mijlocitorul, și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să luați loc. Aș vrea să mulțumesc conducerii bisericii pentru invitația făcută, aș vrea să le mulțumesc prietenilor mei. Ne-am întâlnit în urmă cu ceva săptămâni, probabil două sau trei luni în urmă, și ei mi-au explicat despre ce este vorba, și anume că este un cu totul alt format decât seriile la care am participat în urmă cu 2 ani, și anume este o seară dedicată misiunii și m-am bucurat foarte mult că este o astfel de seară, pentru că una dintre pasiunile mele este misiunea. În această vară am bătut împreună cu ceva băieți, unul cred că este chiar în sală, am bătut într-o săptămână 548 de kilometri cu bicicletele, împărțind literatură creștină, nu din motive de slăbire, ci din motive de pasiune. Și aceasta a rămas o pasiune constantă a vieții mele, și anume dialogurile evanghelistice. Dar mă mai bucur și pentru un alt motiv și voi explica exact de ce. În viața noastră au apărut niște schimbări. Din urmă cu 2 ani, în urmă cu 2 ani am fost ultima dată la dumneavoastră și aș vrea să-mi dați voie să vă spun ce s-a întâmplat și de ce sunt aici în acești 2 ani. Dacă țineți minte, cu Neria, fetița noastră, care acum este mare, este în ultimul an de facultate, am cântat la lăută și harfă, este în ultimul an de facultate, se pregătește să căsătorească, ne rugăm pentru viitorul ei. Soția mea, Natalia, este împreună cu mine aici. Când este plecată de acasă, de fiecare dată îi caut prin dulapuri aripile de înger, până acum nu le-am găsit. De când trăiesc cu ea, cred în extraterestri și am început să cred în basme, în tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Miriam a sosit în viața noastră în urmă cu 3 ani de zile. Este o fată care este aproape ca și adoptată și care înlocuiește cumva, dacă se poate spune așa, sau ne mângâie sufletul pentru cei 2 copii pe care îi avem în cer. Și cu fiul nostru s-a întâmplat ceva care provoacă cumva și unul dintre motivele pentru care sunt aici. După oarece perioadă de frământări, în 7 aprilie, exact duminica în care s-a sinucis fiul lui Rick Warren, în momentul când l-am trezit să mergem la biserică, fiul nostru ne-a privit drept în ochi și ne-a spus: eu nu vreau să mai merg la biserică cu voi, aș vrea să vă spun că sunt ateu
Și n-aș vrea să mai particip la niciun fel de manifestare creștină. Lucrul acela ne-a lovit foarte mult, însă după ce ne-am revenit din lacrimi și suferință, i-am spus fiului meu că îl admir foarte mult pentru onestitate. Ar fi putut să facă frumos, ar fi putut să meargă la biserică, să beneficieze de sponsorizările noastre în continuare, să se și boteze împreună cu alți colegi de generație, însă am admirat rectitudinea lui, onestitatea lui. Am stat împreună cu familia în rugăciune și post pentru 40 de zile. În 12 mai ne-am anunțat biserica asupra acestei probleme. Împreună cu biserica am postit în continuare încă 40 de zile și în data de 30 iunie m-am autosuspendat din funcția de pastor. Le spuneam prietenilor mei din această biserică că aș putea veni la dumneavoastră ca simplu membru. Nu mai sunt pastor, în opinia mea, în urma acestor evenimente, și acest lucru, această coborâre de statut mi-a adus foarte, foarte multe pricini de meditație și foarte multe beneficii în ciuda durerii. Pentru un an și jumătate am fost în ceea ce probabil aș putea diagnostica ca o depresie ușoară. Da, vă vine să credeți sau nu, și pastorii și preoții au depresii. Și pastorii și preoții trec prin valea umbrei morții, prin descurajări. Am ieșit cu ajutorul lui Dumnezeu din această perioadă și am început să mă întreb de ce fiul meu nu poate să creadă. Acesta este principalul motiv pentru care sunt în fața dumneavoastră acum. După 28 de ani de credință, mă întreb cum am crezut, de ce cred. Și sunt gata în fața dumneavoastră și aș vrea să invit pe toți prietenii dumneavoastră necredincioși să facem un fel de anatomia credinței, dacă vreți, o disecție, un fel de autopsie, să vedem de ce credem, cum credem noi creștinii. S-ar putea să ne înșelăm. Aș vrea să punem un pariu și unii și alții, dumneavoastră, cei care sunteți necredincioși, invitați de prietenii dumneavoastră creștini, să îi necăjiți cu întrebări în urma acestor seri și să-i provocați să vă explice de ce cred și cum au crezut. Așa cum v-am spus, am făcut foarte multă evanghelizare în stradă. Am stat de vorbă cu foarte mulți necredincioși. Am prieteni atei. Dezavantajul meu major, și acesta este un alt motiv pentru care sunt aici, este că n-am putut niciodată să nu cred. M-am născut într-o familie de pastor baptist, am crescut cu credința în casă, mama a rămas văduvă la 27 de ani și ne-a crescut cu foarte mare greutate prin credință, n-am putut niciodată să nu cred. Deși în ultimul timp cred că ajung la concluzia că majoritatea dintre noi, dacă nu toți, suntem cumva religioși. Am un prieten care îmi spune, după ce este identificat în tren sau în autobuz sau pe unde călătorește, îl întreabă lumea: a, înțeleg că dumneavoastră faceți un doctorat în teologie, sunteți religios? Și răspunsul lui, ca să scape imediat, este: dar nu suntem toți religioși? Am început să cred că suntem ființe, dacă nu credincioase, suntem construiți pentru a fi religioși. De aceea cred că majoritatea dintre noi împerechem ceea ce noi credem că avem ca fapte obiective, obiectivitatea cu subiectivități, materialitatea cu lucruri pe care le admitem sau nu sunt imateriale. Avem o anumită manifestare a intelectului, o anumită poziționare intelectuală cu toții, pe care o numim îndeopște credință. Primul lucru, aș vrea să lucrăm un pic la terminologie. Mai întâi, aș vrea să înțelegeți în privința formei, n-aș vrea ca aceste seri să fie predicare. Aș vrea mai degrabă să fie un fel de analize, un fel de prelegeri în urma cărora să mă luați la rost, să mă întrebați și realmente îmi doresc să faceți tot posibilul și provoc mai ales pe prietenii mei necredincioși să-mi dărâme tot ceea ce cred. Tot crezul meu creștin. Vă rog să faceți asta. Poate în felul ăsta se întâmplă două lucruri. Ori cred mai puternic, ori într-adevăr este o altă credință mai bună decât pe cea pe care o am și trebuie înlocuită. Dacă este o credință mai bună, cu siguranță sunt gata să dau de pământ cu tot ceea ce cred pentru a înlocui cu ceva superior, adică adevărat. Aș vrea să lucrăm puțin la termen. În urmă cu
ceva timp am folosit și eu o broșură. Mi-a căzut în mână în perioada adolescenței și am luat-o pe cuvânt. Până când am dat peste Republica lui Platon, atunci mi-am dat seama de unde vine. Că broșurica respectivă n-avea niciun fel de legătură cu Sfânta Scriptură. În broșurica respectivă, după ce se prezentau niște așa numite legi spirituale, la un moment dat, pe paginile din urmă, era un trenuleț. Un trenuleț format dintr-o locomotivă și ceva vagoane. Locomotiva era, dacă mi-aduc bine aminte, era intelectul. Pricepem niște informații. După ce am perceput și priceput acele informații, intelectul nostru dă niște semnale voinței, cu voința luăm niște decizii și în sfârșit vagonul care vine din urmă este sentimentul și după ce am lucrat toată această, după ce s-a terminat tot acest proces, luăm o decizie fiecare dintre noi și anume să ne detronăm eul și să-L întronăm pe Hristos. Cu alte cuvinte și pe scurt, m-am scremut și am crezut. Dragii mei, nu cred că s-a întâmplat cu niciunul dintre noi așa ceva. Individ vine din latină și înseamnă ceea ceva ce nu poate fi divizat. Am înghițit de-a lungul acestor câteva mii de ani, 2400 de ani de filozofie, platonism cu gura plină și îl mâncăm cu lingura, fără să ne dăm seama. Scriptura, dacă vă uitați în Cartea Proverbe și am dorit să facem un fel de psihologie din Cartea Proverbe, amestecă lucrurile cumplit. Strâng cuvântul tău în inima mea. Adică memoria este plasată în inimă. Mai este un truc pe care l-am învățat în perioada aceea, și anume că omul, având această structură tripartită, care este de la Platon citire, de exemplu, intelect, voință, sentiment, noi am putea rezolva să-l evanghelizăm pe om și omul să creadă în felul următor. Dacă omul are probleme intelectuale, îl prezentăm pe Iisus ca profet. Dacă omul are probleme sentimentale, îl prezentăm pe Iisus ca preot. Dacă are probleme de voință, îl prezentăm pe Iisus ca rege. Mie mi se pare o schemă extrem de simplistă și cred că v-aș jigni intelectul dacă v-aș încerca să vă conving de asemenea lucruri. Dragii mei, asta este un fel de yoga, nu este creștinism. Totul se petrece la un pocnet din degete, spunem un fel de mantră, Doamne Iisuse, intră în inima mea și chestiunea aceea magică se întâmplă. Credința, așa cum o înțeleg acum, este deopotrivă taină, mister și deopotrivă exercițiu intelectual. Este deopotrivă stârnită de Duhul Sfânt și este deopotrivă o scrâșnire a voinței umane. Este deopotrivă providența lui Dumnezeu și chemarea lui Dumnezeu și în același timp responsabilitate umană. Eu îmi asum lucrarea tăierii animalelor în două, ca Avram, și Dumnezeu trece dintr-o parte în alta și mistuie totul. Este un act divino-uman și prin actul credinței, acest act divino-uman, și îmi place foarte mult această imagine, tabloul lui Iurie. Vedeți, este atât de fragil. Practic, dacă ar exista în realitate așa ceva, așa ceva n-ar putea să stea în picioare cu toată coronatura aia. Așa este credința, pornește foarte firav, noi facem primul pas și după aceea în prezența lui Dumnezeu înflorește și ceea ce ne susține credința este tocmai providența, suveranitatea, darul, harul, ceea ce numim harul lui Dumnezeu. În 1986 m-am îndrăgostit de Natalia. Credeți dumneavoastră că mi-am făcut calcule așa, am numărat tractorul și moștenirea care îmi revenea, după aceea am luat o decizie cu voința și după aceea m-am hotărât să rămân îndrăgostit și să-mi lucrez în continuare, să-mi coafez sentimentele în așa fel încât să arate frumos în fața iubitei mele? Nu! Nu! Noi suntem întregi și Scriptura ne ia de asemenea întregi. Sunt aceste, credința este ea analizabilă în acest fel, putem să o disecăm în acest fel, putem să o analizăm psihologic, ne pot spune psihologii ceva despre credință, ne pot spune sociologii ceva despre credință, ne pot spune studenții la medicină ceva despre credință, de exemplu dacă am luat un pic de calciu și magneziu mai mult, am putea crede mai mult, cineva care se lovește la cap credincios fiind, își pierde credința dacă se lovește într-o anume zonă a creierului și umblă fără cască cu motocicleta. Nu cred. Cred că nici dumneavoastră nu credeți aceste lucruri. Deocamdată aș vrea să pornim cu câteva
presupoziții, aș vrea să vă spun presupozițiile de la care pornim, câteva lucruri care țin din metodologie. Orice metodologie este imperfectă și are găurile ei, pentru că pornește de la niște, de la o anumită prelectură și apoi, să, după ce am stabilit unde și cum plecăm, să vedem care este direcția în care plecăm. Această seară este mai mult o seară de introducere, aș vrea să dăm, să vă spun care este direcția în care vom merge și apoi să vedem încotro ne duce Scriptura. Credința, din câte înțelegem, presupune o triplă așezare. Una relațională este întotdeauna, din punct de vedere biblic, în relație cu o persoană, cu Dumnezeu. Și, de asemenea, presupune o așezare față de timp și față de spațiu, adică o distopie și o discronie. Această relație care se creează prin credință este reciproc constitutivă, mă transformă și într-un fel asta, faptul că am intrat în relații cu Dumnezeu, face ca Dumnezeu să aibă un răspuns special față de acea persoană. Când spun că este constitutiv ontologic pentru mine, asta înseamnă că ea mă schimbă în mod radical. Noi vorbim, creștinii, de o naștere din nou, de o moarte și de o reînviere. Acum, dacă lucrurile astea se întâmplă într-un anumit timp, într-un anumit spațiu, într-un anumit context al tău, într-un anumit climat al tău, cu o persoană care este unică, deducem de aici că fiecare credință este unică. În momentul când creștinii sau teologii caută definiția credinței, bine ar face să se uite, de exemplu, la Evanghelia după Ioan, care ne propune ipostazierea ale credinței. Nu găsești nicăieri, și știu versetul din 11 cu 1 din Evrei, nu găsești nicăieri o definiție satisfăcătoare și mulțumitoare a credinței. De ce? Pentru că această credință, această îndrăgostire, eu vă propun termenul de îndrăgostire, această îndrăgostire, pentru că sunt foarte multe elemente comune, această îndrăgostire se manifestă individual. Intelectualul Nicodim crede într-un fel, samariteanca incultă crede în alt fel, orbul și slăbănogul cred fiecare în alt fel, Petru crede în alt fel, Toma crede în alt fel, Maria, Marta, Lazar cred fiecare în mod diferit. Petru are îndoielile lui și crede, și o să vedem imediat câte forme din acestea de credință există. Aș vrea să facem acest exercițiu cât se poate de rece. Voi încerca să ținem, deci dacă organizatorii au sperat ca aceste seri să fie niște seri lacrimogene în care să facem predarea cu armamentul din dotare la sfârșit, nu aș vrea să facem acest lucru. Deci n-aș vrea să lucrăm cu emoțiile, cu sentimentele, cu lacrimi și șervețele umede, ci aș vrea să fie cât se poate de rece acest exercițiu. N-aș vrea să întâmple un lucru. Un medic și un avocat jucau tenis. Întotdeauna medicul îl bătea pe avocat fără drept de apel. La un moment dat avocatul, cum sunt avocații foarte buni strategi, s-a dus și a cumpărat un manual de tenis. I-l a dăruit medicului, medicul a citit pentru 2 săptămâni la un antrenor, a citit din scoarță în scoarță ca să-și perfecționeze tehnica și să joace și mai bine și să-l umilească pe al nostru avocat până la nivelul țărânii. S-au întâlnit și ce credeți că s-a întâmplat? Avocatul a câștigat meci după meci, după meci, după meci. De ce? Pentru că medicul nostru, după ce a citit cum se joacă tenis, el juca intuitiv. După ce a știut cum se joacă tenis, el se gândea cum trebuie ținut degetul corect, cum trebuie făcut pașii corect, cum trebuie să se dea la stânga și la dreapta. De asta uneori, și spaima mea, am o spaimă legată de aceste serii, este că după ce vom fi analizat cum credem, să se întâmple un lucru. Să te uiți cum ai crezut și să nu mai poți crede. Este un pericol și nu rare ori am trecut cu unii dintre studenți, este așa numita criza studenților de la teologie, între anii 2 și 3. În anul 2 la sfârșit și în anul 3 la început, unii dintre studenții mei ajung la limita aceea în care își pierd credința, pentru că înțeleg cum s-au scris scripturile, înțeleg cum credem, înțeleg că, care sunt mecanismele spirituale și atunci spun, așa? Dacă este așa, atunci nu mai putem să fim atât de naivi și să credem ca Gicu, nea Gicu Sculeru sau ca tanti Lenuța Croitoreasa. Noi suntem intelectălăi.
Aș dori foarte mult ca aceste seri să fie deopotrivă utile pentru cei care sunteți implicați în evangelizare. Înțeleg că sunt între dumneavoastră oameni care sunt parte din grupurile de evangelizare. Eu cred că v-ar fi de foarte mare folos să faceți un pas înapoi și să înțelegeți ce se întâmplă în mintea unui om care nu poate să creadă. Ați întâlnit oameni care au spus: domnul pastor, eu aș vrea să cred, domne, aș vrea să cred, nu pot. Nu pot, cum adică să cred că se poate umbla pe ape? Ce animal e ăla care a înghițit un om și omul ăla s-a dat în burtă că dacă e rechin, sucurile gastrice ale rechinului, domne, suntem oameni culți, oameni inteligenți, sucurile alea gastrice ale rechinului l-ar dizolva în câteva ore. Ce să mai spun că stă 3 zile și să-și roagă, mai stă și în genunchi în burta lui? Și dacă va fi fost balenă, domnul profesor, dar sunteți om cool, domnule, dar cum adică, păi nu, dumneavoastră nu știți cum să hrănești balena? Are dinții aia mari și ea strecoară absolut totul, n-ar trece, ar fi trecut bucățele, ar fi trebuit ca Iona să se teleporteze cumva, să se dizolve molecular și să se reansambleze în burta acelui pește mare. Înțelegeți? Nu putem crede lucrurile astea. Eu înțeleg că dumneavoastră aveți așa o... Sunt foarte frumoase povești astea. De ce n-am crede în unicorni atunci? De ce n-am crede în cai verzi pe pereți? Să vedem ce lucru. De asemenea, aș vrea ca pentru dumneavoastră necredincioșii, dacă sunt necredincioși în sală, să fie de asemenea un exercițiu și să încercăm să medităm împreună, să vedem ce se întâmplă de într-adevăr nu putem sau nu puteți să credeți. Și dacă ar fi cumva vreo cale pentru a scurcircuita această cale a necredinței spre credință. Câteva definiții și presupoziții de start. Ce metodă vom folosi? Aș vrea să ne uităm în textul Evangheliei după Ioan. Iertați-mi apucăturile didactice, defectul profesional, dar v-aș da o temă tuturor celor care doriți să ne întâlnim data viitoare. Aș vrea să luați o temă, bineînțeles că nu primiți note, nu pot să vă controlez, nu pot să vă notez cum fac cu studenții, dar v-aș ruga, dacă se poate, să citiți Evanghelia după Ioan. Avem, cred că, vreo 21 de zile până ne reîntâlnim și v-aș provoca să citiți un capitol pe zi. Încercați să-l citiți, mai ales cei care sunteți cu totul dopați din punctul de vedere a Evangheliei și cu totul vaccinați, cum spunea un prieten, la Evanghelie, să citiți cu ochi proaspeți. Dacă se poate într-o traducere nouă, dacă aveți acces la alte traduceri, dacă se poate într-o altă limbă, dacă aveți acces la alte limbi, și să încercați să citiți textul din perspectiva unui om care n-a citit în viața lui Evanghelia. Dacă ați ști ce exercițiu util este să citești cu un manelist din Ferentari, Evanghelia după Ioan, este extraordinar de terapeutic pentru cineva care este prizonier lozincăraiei și prizonier predicilor pe care le-a auzit. A, pe ăsta știu, textul ăsta, că am auzit predică din el. A, din ăsta a predicat cu tare, din ăsta a predicat cu tare. Să vedeți ce senin te poate întreba Tantileana din Stoborăști despre Domnul Iisus Hristos de vorbă cu samariteanca și spune niște întrebări. Ce spune? S-a așezat pe fântână? Pe cum s-a așezat, domnule, pe fântână? Așa ceva nu se face. N-a fost deloc politicos din partea Mântuitorului să stea hopa pe fântână. Observații pe text extrem de utilă. Deci vom folosi Evanghelia după Ioan. De ce? Pentru că Evanghelia după Ioan este ca o simfonie. Poți să urmărești linia melodică și poți să fluieri simfonia. Este scrisă ca pentru copii. Evanghelia după Ioan poate fi citită de la 3 ani până la 109 ani de absolut oricine. Poate fi citită de oameni care au coeficientul de inteligență format din două cifre sau de geniu. Poate fi urmărită narațiunea foarte simplu, după care poți coborî în diferitele straturi, poți să faci analize de armonie, este extraordinar, are un prolog, are un preludiu, dacă vreți, are un epilog, are un postludiu, are straturi diferite în care puteți urmări diferitele mișcări ale Evangheliei. De asemenea, seamănă cu o catedrală. Are un pridvor, capitolul 1, are naos și pronaos, și așa cum este construită biserica dumneavoastră, are față în față niște vitralii. Pe o parte urmărim portretele unor oameni care intră în relație cu vitraliile de pe cealaltă parte. Pe vitraliile de pe cealaltă parte sunt portretele Domnului Iisus Hristos. Și dacă facem circuitul care se face în orice catedrală, în sensul acelor de ceasornic și apoi invers sensului acelor de ceasornic, și trecem cu Iisus Hristos prin altar,
pe la jertfă, descoperim exact ce se întâmplă în mănăstirile din nordul Moldovei, exact ce se întâmplă în multe din catedrale, descoperim că este un fel de catehism în imagini. Descoperim portret după portret, cum fiecare dintre personajele care sunt pe un perete se relaționează diferit la Iisus care este descris pe celălalt perete. Câteva presupoziții de lucru. Prima presupoziție. Eu cred că orice ființă umană este predispusă la religiozitate. Orice ființă umană este capabilă cumva de credințe, la plural. Și o să încerc să vă conving de acest lucru în următoarele momente. Doi, nu oricine crede în sensul religios, biblic. Lucrul ăsta este evident. Nu oricine poate fi religios din punct de vedere creștin, dar oricine este capax dei, cum spune un autor latin, un părinte latin, adică capabil de Dumnezeu. Trei, Dumnezeu, cred eu, s-a revelat pentru a fi cunoscut de om. Patru, Dumnezeu s-a revelat prin cuvânt, în scris, și prin cuvântul întrupat, Iisus Hristos. De ce a ales Dumnezeu să reveleze prin cuvânt? Nu știu, am ascultat aseară spusa unui apologet creștin o poveste. La un moment dat a venit un student să se înscrie la doctorat și a luat masa cu conducătorul de doctorat și a spus: dom'le, acum suntem în perioadă postmodernă, suntem în prim postmodernism, acum nu mai sunt la modă chestia asta cu scrisul. Uite ce o să facem, domn profesor. Deci eu aș vrea să-mi dau doctoratul când stăm de vorbă la cafea. Dumneavoastră mă ascultați, eu vă conving, vă spun despre ce e vorba și dumneavoastră la sfârșit evaluați. Gândește profesorul și pentru 3 ani de zile îl ține și studiază împreună, așa cum s-a înțeles, merg și zice, acum ești gata, trebuie să susții teza. Și susține studentul o absolut strălucitoare susținere este absolut aiuritoare pentru toată lumea. La sfârșit, profesorul îi spune: excelent, ai luat doctoratul. Acum ți-l vor acorda tot verbal, după cum l-ai și susținut. Dragii mei, Dumnezeu a hotărât să ne lase un text. Și acest text are o aventură extraordinară. Textul Evangheliei după Ioan are cele mai multe copii și când facem împreună cu studenții critică de text și observă care a fost aventura prin mănăstiri care au ars, printr-o bârnă care a tăiat manuscrise în două și le-au adunat și le-au recompus, este absolut fascinant și cine face critică textuală are 2 opțiuni. 1. Să-și piardă credința văzând prin câte aventuri a trecut textul, sau 2. Să-ți întărești credința văzând că Dumnezeu a hotărât să ajungă un text scris, pe baza căruia să ne construim credința până la noi. 5. Credința în Dumnezeu are un caracter paradoxal, dublu, este dar divin și exercițiu intelectual omenesc, este mistic și rațional în același timp. 6. Orice ființă umană este, cum am spus, religioasă, dar orice ființă umană ar trebui să-și reevalueze tot timpul credințele. 7. Cred că această reevaluare de paradigme este datoria oricărui om care susține o anumită perspectivă despre lume și viață. Este datoria mea și a dumneavoastră și sunt gata împreună cu dumneavoastră, așa cum spuneam la început, să-mi reevaluez paradigma pe care mi-am construit viața. Ce înseamnă în general a crede? De exemplu, credem că ceasul va suna mâine dimineață. Se poate întâmpla să nu sune? Se poate. Dacă ai uitat să dai ceasul înapoi sau înainte, cum s-a întâmplat astă noapte, nu se mai face după credința ta. De exemplu, cred că treapta este solidă. Ar putea treapta să nu mă țină? Sigur, este o posibilitate. Am crezut că voi ajunge la Cluj. Cred că digestia mi se face corect. Nu cred că ficatul meu este din sticlă și nu cred că este sediul sentimentelor. Am putea crede acest lucru. La un moment dat, de-a lungul istoriei, oamenii au crezut că pământul este plat. Oamenii au crezut cu toate instrumentarul pe care aveau la dispoziție și cu tot aparatul intelectual că pământul se sprijină pe 4 elefanți sau pe o broască țestoasă. De exemplu, nu credem că există cai verzi. Este foarte fascinant să descoperim relația dintre imaginație, închipuire și credință. Nu credem că există cai verzi pe pereți, dar putem vorbi despre aceste lucruri, sigur. De exemplu, noi toți credem că există cai, nu-i așa? Asta este închipuire. Când am spus acum există cai, există un cal,
Majoritatea dintre dumneavoastră v-ați imaginat deja un cal. De exemplu, dacă mă duc undeva pe la mijlocul sălii, știu că cineva și-a imaginat un cal maro. Altul un cal alb. Altul un cal suriu. Altul un, eu știu, un cal auriu. Să știu. Eu mi-am imaginat un cal albastru cu picățele galbene și care aleargă, dar nu aleargă oricum, ci aleargă întors invers și așa galopează prin aer. Da? Putem vorbi despre aceste lucruri și putem să... De aici, asta este diferența dintre închipuire. Când am spus închipuire, m-am folosit de materialul pe care îl aveți dumneavoastră pe hard disk. Aveți o bază de date în care există, ați accesat baza de date care se numește CAL, adică aveți niște experiențe, aveți niște informații, știm că există niște patrupede care funcționează diferit decât vacile, spre exemplu, și din baza aceea de date ați selectat, i-ați dat o culoare în funcție de experiențele pe care ați avut calul copilăriei, ultima mârțoagă pe care ați văzut-o pe drum, probabil când ați venit înspre biserică, aceea v-a rămas în cap și în funcție de acest lucru la dumneavoastră ați construit o realitate. Ei, imaginația înseamnă când depășim teritoriul realității și ne imaginăm, pornind de la baza de date pe care o avem, ceva diferit decât există în realitate. Adică cai verzi pe pereți, spre exemplu. Ați crezut, spre exemplu, când v-ați urcat în tramvai, că vatmanul nu vă răpește. Că nu decolează cu tramvaiul, o să vă duc într-o țară misterioasă, undeva în Orientul Mijlociu, vă țin prizonier pentru 3 ani acolo. Da? Ce și v-ați bazat? Pe experiențele anterioare, pe niște legi ale fizicii, pe care toți le considerăm adevărate, adică un tramvai nu poate decola, pe faptul că tramvaiul își urmează cursul lui. Ați crezut, spre exemplu, că odată așezați în scaun, scaunelul nu cabrează ca un cal sălbatic și să vă răstoarne. Este posibil? Aici e nebunia. Nebunia este antonimul credinței, pentru că la un moment dat cineva s-ar putea să se apropie vorbind cu scaunul, spunând: stai liniștit că mă așez pe tine. Stai liniștit și nu mă răsturna. Deci de acolo intrăm pe teritoriul nebunii, nu? Dar și nebunul are credințele lui. Adică eu aș vrea să vă întreb, care este diferența dintr-un nebun care se așează cu frică pe scaun, ca scaunul să nu-l basculeze, și cineva care crede că un om a fost înghițit de un pește și a fost acolo pentru 3 zile? Care este diferența dintre unul care se suie cu frică în tramvai, să teme ca nu cumva tramvaiul să fie răpit și luat de teroriști și să se lovească turnurile gemene cu el, și cineva care crede că pâinile se pot înmulți sau că apa se transformă în vin? Observați, zice, aia este credință și aia e nebunie. Asta este problema pe care noi avem, înțelegi? Oamenii se uită la noi și spun: Doamne, sunteți absolut nebuni. Deci în momentul când tu ai început să crezi că cineva umblă pe ape ca pe beton, și în momentul când tu ai crezut că cineva poate să spună un cuvânt unui mort și ăla să învie, deși este decedat și îngropat de 3 zile și începe și să pută, suntem oameni cu rațiune. Oameni care, datorită rațiunii, nu putem crede. De ce n-am putea considera Biblia învecinată cu basmul? Știți calul lui Făt Frumos? Care vorbește cu Făt Frumos, îl mai și dojenește, îi cere din când în când câte un făraș dijăratic ca să mai capete puteri, și ne întoarcem la Biblie și aflăm că o măgăriță vorbește. Care e diferența? De ce l-am considerat Biblia un bas? Vedeți, cred că exist. Cred că și voi existați. La un moment dat, un student a ridicat mâna și a întrebat un profesor de filozofie: domn profesor, să știți, de când ați ținut dumneavoastră curs, eu am început să am îndoială că exist. Nu sunt sigur că exist. Puteți să-mi răspundeți la întrebarea: exist sau nu? Și profesorul a răspuns: și cine, mă rog, întreabă dacă nu existați? Dar, dragii mei, lucrurile par rizibile în domeniul nostru. Deci dacă spunem noi, credincioșii, că există măgărițe care vorbesc și pești care înghit oameni, la fel aș putea să mă întorc mâine dimineață când copiii noștri se duc la școală și să spun la fel: copiii noștri se duc la școală și învață niște chestii absolut mistice. De exemplu, la ora de fizică vor învăța despre molecule și despre atomi la ora de chimie. Ei, cum putem crede în ceva pe care nu-l vedem?
N-a văzut nimeni în viața lui o moleculă, dar le putem proba experimental, putem deduce și așa mai departe, dar este o chestie pe care chiar nu putem deduce. În momentul când profesoara de geometrie spune acesta este triunghiul, ca să rezolvăm problema de geometrie trebuie să tragem o dreaptă paralelă. Și noi toți copiii știm o dogmă, înlocuiesc eu cuvântul, este o dogmă și anume două drepte paralele nu se întâlnesc niciodată. Sau dacă dumneavoastră vreți să fiți optimiști, spunem două drepte paralele se întâlnesc la infinit. Și eu ridic frumos mânuța și sunt toarșa profesoară, că eram în regimul trecut. Și cine a verificat acest lucru? Deci noi trebuie să vă credem pe dumneavoastră pe cuvânt, da? Păi dacă trebuie să vă credem pe cuvânt, nu facem o decizie de a ne dogmatiza gândirea. Cine spune știința este că trăim pe lucruri sigure, verificabile, empiric. La fel cum, ca să rezolv o problemă de chimie, mă uit în tabelul lui Mendeleev, pe care îl cred pe cuvânt, la fel cum cred epistolele Sfântului Apostol Pavel. Nu e așa? Prin credință ne gândim la tot felul de lucruri. De exemplu, fără credință este cu neputință să ne gândim la pensie. Am putea noi să trăim mai departe? De exemplu, fără credință este cu neputință să ne gândim la asigurările medicale. Dumneavoastră de ce plătiți din salariu o asigurare medicală? Având credința puternică că într-o bună zi vă veți îmbolnăvi. Și având credința puternică, lucru care nu este adevărat întotdeauna, că sistemul de asigurări sociale și sistemul de pensii va avea grijă de dumneavoastră. Eu vorbesc din ce mă doare, noi suntem generația decrețeilor, adică cei mai mulți, piramida va fi răsturnată și tinerii care stau pe acolo nu vor putea să ne susțină nouă nici pensiile, nici asigurările medicale. Dar despre asta este altă chestiune. Toate aceste diferite ipostazieri sunt așezări intelectuale pe care le numim într-un fel sau altul credință, în mod general. O taxonomizare a tuturor felurilor de credință este aproape imposibilă. Noi vom lua doar credința care este descrisă în Ioan și vom vedea că așa cum am circulat până acum în tot felul de credințe și încredințări, credința ca încredere, credința ca mirare, ne vom uita la textul din Evanghelia după Ioan și vom descoperi probabil că această credință este o poziționare intelectuală care are de-a face cu timpul și spațiu și cu lucrurile care se schimbă în noi în mod definitiv. Ca să înțelegem mai bine despre ce vorbim, aș vrea să înțelegem conceptul de arie semantică. Studenții la filologie deja știu exercițiul, este în toate manualele de lexicologie. În momentul când eu spun credință, dumneavoastră vă gândiți fiecare la altceva. Cum vom putea unifica noi termenul? Să ne gândim la același lucru sau să analizăm același lucru? De exemplu, când spun cuvântul dulce, trebuie neapărat să-l contextualizez. Dacă le iau din dicționar, Dexul îmi spune câteva lucruri acolo. Dar dacă spun, de exemplu, bomboană dulce, imediat în cerul gurii ne vine un anumit tip de dulce, da? Dar dacă spun, de exemplu, cozonac dulce, este un alt tip de dulce? Este. Dacă spun, de exemplu, pâine dulce, pâinea mai este dulce? Nu, iată o mutație. Deja ne mutăm în alt teritoriu. Nu mai suntem în zona în care avem acel dulce care le place copiilor. Dar dacă spunem dulce mamă, ce vă mai vine în cerul gurii? Dar dacă spunem copil dulce, dar dacă spunem casă dulce sau, cum spune al nostru poet, ce-ți doresc eu ție dulce Românie? Pentru cine este dulce, nu e așa? Ce-ți doresc eu ție dulce Românie? Credința se pare că este ceva fără de care nu se poate. N-am putea viețui nici măcar o singură zi, biologic, fără aceste tipuri de încredințări. N-am putea mânca fără credința că acel platou pe care l-ai în față conține nutriențe de care ai nevoie ca să trăiești. Dacă începi să te îndoiești, dacă bucătarul mă urmărește de ceva vreme, m-a așteptat, s-a angajat cu 2 săptămâni înainte ca să fii bucătar șef și acum m-a otrăvit. Nu îi puteam mânca. Dragii mei, nu putem trăi normal fără aceste tipuri de încredințări. Credința se pare că este ca legea gravitației. Putem să încercăm să o înșelăm, putem încerca să o ocolim, dar nu putem scăpa de ea.
Chesterton spune în felul ăsta: nu putem vorbi de opoziția rațiune-credință, pentru că rațiunea în sine este o chestiune tot de credință. Presupunem că raționamentele noastre, în primul rând, au legătură cu realitatea. Și totuși ne putem înșela. De ce avem nevoie de credință? 1. Pentru că trăim în timp. Faptul că suntem ființe încarcerate în timp ne silește să ne agățăm de viitor, într-un fel sau altul. Ne reconstruim trecutul, într-un fel sau altul. Și pornim să ne parcurgem drumul prin lume și viață, pornind de la faptul că circulăm în timp. Tot timpul vom fi în T1, T2, T3, T4 și noi vizualizăm următorul timp. De exemplu, abia aștept să ajung în câteva ore înapoi acasă. Și îmi trebuie un set de experiențe trecute, un set de informații pe care le am și o anumită paradigmă pe care o aplic vieții mele ca să pot face acest lucru. 2. Pentru că trăim în spațiu. Trăim în timp și trăim în spațiu. Ei, vedeți, Scriptura ne spune, a pus în inima lor, adică în inima oamenilor și gândul veșniciei. În timp ce suntem prizonieri în timp, în timp ce suntem prizonieri în spațiu, noi creștinii avem această idee că există un Dumnezeu care este în afara timpului și în afara spațiului. Un Dumnezeu care este etern, un Dumnezeu care este infinit, un Dumnezeu care este ubicu, un Dumnezeu care este pretutindeni în același timp. Fascinant, nu-i așa? Cum poate o ființă care este împrizonierată în timp și legată de spațiu, care nu poate fi în același timp în două locuri, cum este omul, să aibă această idee atât de generoasă că există o altă ființă în afara timpului, în afara spațiului? Și 3. Suntem cuprinși în carne, în trupuri. Și a mai creat o chestie, că Dumnezeu este Duh, descarcerat de cele 5 simțuri și de cele 9 orificii pe care, cum spuneam noi, că trebuie să le purtăm cu demnitate. Ei, aici este partea frumoasă. Dumnezeu cel etern, Dumnezeu cel infinit, Dumnezeu cel ubicu, una dintre persoanele Sfintei Treimi, Hristos, s-a întrupat, s-a încarnat și a acceptat umilința cărnii, umilința timpului, umilința restricției în spațiu și a venit pentru noi, cum spune Crezul, și pentru noastră mântuire. De ce? Ca să credem în El, să ne dezlege de timp, să ne dezlege de spațiu, să ne dea eternitate și să ne facă să trăim în alte trupuri, tot în carne. Dacă lucrurile stau așa, dintre atâtea feluri de credință despre care vorbește Scriptura, care este credința pe care o vom lua ca reper? Aș vrea să luăm un text pe care nu l-am citit și nu știu dacă se poate afișa, este bine, Evrei 11:1. Între timp, până se afișează dacă se poate textul, dacă nu o să-l citim, aș vrea să vedem ce nu este credința din punct de vedere biblic. Primul lucru pe care îl aflăm că nu este credința, este credința nu este un sentiment. Apostolul Pavel vorbește despre credință, nădejde și dragoste, dar nici dragostea, dacă ne uităm în 1 Corinteni 13, nici măcar dragostea de care vorbește Scriptura, nu este un sentiment de înțelegere largă a cuvântului. Credința nu este doar o proiecție în viitor, aceea este nădejde. Vorbim de credință, nădejde și dragoste, credința nu este nici măcar încredere doar. Haideți să vedem ce spune Scriptura că este credința. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. M-am uitat zilele astea din nou în original și pentru cei care ați făcut filozofie este mai ușor. Dar aș vrea să vă explic puțin din textul acesta, sună absolut fascinant în original. Ce spune? Pistis, credința. Este un ipostas. Acum, pentru cei care ați făcut măcar introducere în filozofia antică, știți că cuvântul ipostas, tradus de latin în substantia, este cel mai solid și cel mai real lucru care poate fi conceput de ființa umană, mental. Mai trebuie să știm un lucru. Acest cuvânt este puternic încărcat în contextul întregii epistole de moștenirea veterotestamentară, adică suntem abia în capitolul 11, spre sfârșitul epistolei, după ce am trecut prin 10 capitole și după acest verset urmează o întreagă galerie a credinței. O întreagă galerie de portrete, de la Moise, care se definește în relație cu Dumnezeu de-a lungul unei întregi vieți, până la curva Rahav,
care crede într-un singur moment și de frica poporului Israel. Termenul ipostas presupune o încărcătură filozofică specifică și creează o serie de contraste oximoronice în text. Spre exemplu, care este paradoxul în text? Credința este un ipostas și vine surprinzător, al nădăjduirilor. Aceea ce noi nădăjduim, aceea ce proiectăm în viitor. Cum să fie un ipostas al nădăjduirilor? Sau o probă de necontestat al celor, și aici din nou oximoron, dublu oximoron, al celor nevăzute. Ce este oximoronul? Cele mai reușite figuri oximoronice sunt la Ion Creangă. Ion Creangă spune la un moment dat: și așa mă mângâia mama cu culeșerul. Cei care nu știți moldovinește, culeșerul este mestecăul de mămăligă. Deci cum poate să se întâlnească a mângâia cu culeșerul? Sau în Harapalb are următoarea expresie: și așa era de cald când întindeam de căldură cu genunchii la gură. Asta este oximoronul. La fel este credința. Deci este un ipostas al nădăjduirilor și o probă a tuturor lucrurilor văzute. Dublu oximoron. În acest text este subliniat caracterul paradoxal oximoronic al credinței, care este întotdeauna cu dublu tăiș, cu față dublă. Dinspre Dumnezeu, credința este un dar divin, dar și responsabilitatea omului. Iisus îi ceartă pe iudei: de ce nu credeți? Îi mustră că nu cred. Credința este în urma evidenților, minuni, arătări, vindecări. Se cere credință, însă fără vedere și fără evidenții. Îi spune lui Toma: tu ai văzut, tu ai crezut pentru că ai văzut. Fericii de cei care n-au văzut și care vor crede. Se sugerează că această credință adevărată este cea care vine dintr-o acea așezare intelectuală care este un exercițiu spiritual în același timp și este la îndemâna tuturor și are o componentă rațională analitică. Adică este enipostatică, interioară, relațională, extatică pe de altă parte, credința, adică pentru toți. Și toți sunt capabili de credință, de la geniu până la idiot. Este o lucrare tainică a Sfintei Treimi și în același timp este cu totul responsabilitatea omului. Dragii mei, acesta este creștinismul, are o grămadă de paradoxuri de acest tip. Iisus este în același timp cu totul și de plin Dumnezeu, cu totul și de plin om. Sfânta Scriptură este scrisă, credeți sau nu, cu greșeli gramaticale, că e scrisă de om, este cuvântul omului și scrisă de Petru, un pescar, de Matei, un vameș, și în același timp este cuvântul lui Dumnezeu, în mod deplin și 100%. Credința este un act divin și chemarea lui Dumnezeu, 100% și deplin. Și în același timp responsabilitatea omului, pentru care vom fi judecați, 100%. De ce să cred? Augustin spunea: credința înseamnă să crezi ceea ce nu vezi. Răsplata acestui fel de credință este să vezi, până la urmă, ceea ce crezi. Grant Osborne, un hermeneut, ne face să înțelegem într-o carte care se cheamă Spirala Hermeneutică ce se întâmplă în momentul când credem Sfintele Scripturi. Spre exemplu, spune el: copilul mic se apropie de sobă și are o puternică încredințare că soba nu-l frige. Vine cu o anumită preconcepție despre bucata aceea de fontă, se apropie, experimentează, îl frige și pornește înapoi să-și recompună paradigma despre lume și viață, în care mai adaugă ceva, și anume, de azi înainte știe că soba frige. Noi când citim Scripturile, venim cu o anumită perspectivă asupra realității, cu o anumită paradigmă, ne uităm în Scripturi și acolo descoperim că există un personaj, Iisus Hristos, care face minuni, învie morți, vindecă lepră, înmulțește pâini, transformă apa în vin. Ne întoarcem înapoi și am două opțiuni: resping acest lucru și spun așa ceva nu pot crede, sau suport o mutație paradigmatică. În perspectiva mea despre lume și viață se modifică fundamental ceva. Încep să inventariez toate aceste lucruri și încep, om cu facultate, cu masterat, cu doctorat, cu două facultăți terminate, student la medicină, inginer, matematician, fizician, încep să modific paradigma despre lume și viață în așa fel încât ajung în mod cu totul naiv pentru ceilalți să cred că Biblia este adevărată. Vi se pare fascinant?
Nu vi se pare fascinant că oameni care avem informații științifice deopotrivă și mergem și rezolvăm și sunt ingineri care creează poduri cu deschidere de zeci de metri, calculează matematic toate aceste lucruri și sunt credincioși și vin la biserică și iau cina Domnului și se apropie și spun în momentul când mănânc pâinea și vinul, prin credință mă fac părtaș cu Iisus Hristos. Există această spirală a credinței, cum este și spirala hermeneutică a lui Osborne. Suntem într-un fel, odată ce am alunecat în credință, odată ce am căzut în capcana aceasta a credinței, și acum vă avertizez, dragii mei necredincioși, vă avertizez, odată ce începe să se nască sămânța, odată ce începe să crească, odată ce se naște sămânța aceea firavă acelui strigăt, cred, Doamne, ajută necredinței mele. În momentul când ai alunecat pe panta necredinței, este ca un bulgăre de zăpadă, care odată ce se rostogolește, se face și se transformă într-o avalanșă. Nu te mai poți opri să nu crezi. Toate lucrurile încep să se adune într-o nouă înțelegere și îți dai seama că există o realitate care este mai largă și de fapt noi, toți creștinii, avem o realitate alterată. În realitatea pe care eu o înțeleg, într-adevăr, se poate umbla pe ape. Și mă veți întreba, de ce nu încerci? De ce nu încerci? Pentru că nu vreau să ispitesc pe Dumnezeul meu. Dar am cu toată încredințarea că dacă Dumnezeu ar dori, ar putea ca apele să se transforme în sticlă sau beton sub picioarele mele. Cred acest lucru din toată inima. Și vorba lui Billy Graham, dacă în Scriptură s-ar fi spus că Iona a înghițit balena, aș fi crezut-o. Și uneori mă surprind citind scripturile, deși mă pretind om de știință, chiar dacă unii zic că filologia nu este o știință exactă, eu vă spun că este o știință foarte exactă, mă surprind filolog fiind om de știință, fiind crezând ca un idiot. Pur și simplu citesc pasaje din scripturi și mă minunesc, spun, asta face parte deja din realitatea mea. Realitatea mea fiind un pic mai largă, zic eu, decât a necredinciosului. Dar vă avertizez, dragii mei, odată ce încep să crezi, nu mai scăpare. Odată ce ai dat voie să se strecoare credința în sufletul tău, trebuie să te aștepți la crize, trebuie să te aștepți la spasme, trebuie să te aștepți la chinuri, trebuie să te aștepți să te trezești în miez din noapte și să spun, nu pot să cred. Și totuși ce dulce e credința. Nu pot să accept intelectual și totuși nu pot să nu accept. De aceea spunea C.S. Lewis, cred în creștinism precum cred în soarele care a răsărit. Nu pentru că îl văd, nu pot să privesc soarele direct, ci pentru că fără soare n-aș putea înțelege și vedea nimic altceva. În momentul când iei credința creștină în viața ta și în momentul când se strecoară și începe să crească această sămânță a credinței, se întâmplă iarăși ce spunea C.S. Lewis. Credința este arta de a te ține de lucrurile pe care rațiunea ți le-a acceptat odată, indiferent după aceea prin ce stări mai treci. Iar Toma, acuinatul, spune, pentru cel ce crede, nu este nevoie de explicații. Pentru cel ce nu crede, explicația este imposibilă. De ce cred? De ce cred eu deocamdată? Sunt gata să-mi pun la test credința. Deocamdată cred că mie mi se pare este evident ceea ce spune Scriptura și pe această evidență a unei perspective diferite despre lume și viață. Cred că lumea stă așa cum o descrie Scriptura. Cred că pe aceste evidențe pot să-mi construiesc ceva care are o miză foarte, foarte mare. Și acum să ne întoarcem la textul nostru să vedem în final și imediat mă voi opri care este miza. Textul pe care l-am citit spune câteva lucruri. Tușesc. Revenim cu sunetul. Bun. Deci ce spune Scriptura în textul pe care l-am citit este următorul lucru. Mai întâi, credința în perspectiva lui Ioan este fundamentată pe istorie. Natalia îmi spunea ieri când am întrebat-o, tu de ce crezi totuși? Ajută-mă, fă-mă să înțeleg. Și ea la fel s-a născut într-o familie de 10 copii, credincioși, baptiști din bunici în părinți și apoi el. Și unul din lucrurile pe care mi le-a spus este, cred pentru că am antecesori, pentru că există precedente, pentru că le dau încredere
celor care vin înaintea mea. Pentru că există o tradiție a credinței. Acum, dragii mei, pentru cei care spun, aha, ai ajuns la cuvântul ăla, tradiție, da? Aha, ai ajuns, da, știam eu că așa sunteți voi creștini cu tradiția, voi credeți ce spun așa. V-aș recomanda două nume și o carte care a fost tradusă în limba română, Thomas Kuhn și Michael Polanyi. V-aș recomanda să citiți Structura revoluțiilor științifice. Este apărut prin anii 60, cred că este reeditat în ultimii ani. Thomas Kuhn pornește de la următoarea idee, că și știința este prizonieră unor tradiții. Că și știința are niște paradigme, un fel de vacă sfântă de care nu se atinge nimeni și la un moment dat, până vine un revoluționar ca Einstein sau ca alții care să spună la vremea respectivă o nebunie, o prostie, este respins de lumea științifică, este considerat eretic și este crucificat. Până când, în urma evidențelor, paradigma veche începe să se clatine, să scârție și atunci lumea științifică este obligată să accepte noua paradigmă. Așa că se instaurează o altă paradigmă. Dragii mei, era absolut științific în urmă cu câteva sute de ani să crezi că poți transforma lemnul în aur. Alchimia. Era absolut științific. Era absolut științific să crezi că soarele se învârte în jurul pământului. Era absolut științific. Era absolut științific să crezi că pământul este plat. Până când apare presiunea destul de mare și atunci lumea științifică își schimbă și ea, ghiciți ce? Tradițiile. Nu putem fără tradiții. Ce spune Ioan aici este, există un inventar de fapte care trebuie luat. Iisus a mai făcut multe lucruri. Vedeți, mie îmi place foarte mult această atitudine cu mințenie intelectuală, în care ne bazăm și acceptăm tradiția, dar în același timp trebuie să fie, pe lângă această cu mințenie intelectuală, de asta eu cu Natalia fac un cuplu bun, pentru că eu tot timpul pun întrebări incomode. Atitudinea progresistă de adevăratele este când ai cu mințenie intelectuală de a-ți lua tradițiile, dar după aia le pui la evaluare, după aia te ceri cu ele. Și după aceea le zgâlții să vezi dacă funcționează. După aia le probezi, faci ca Angel Saligny. Bun, 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 am construit un pod bun. Bun, acum punem toate, cât au fost, 20 sau 30 de locomotive. Eu cu familia stau sub pod și dacă rezistă podul, bine. Dacă nu, merit să mor odată cu podul. Dragii mei, cred că atitudinea corectă, progresistă, este să avem cu mințenia intelectuală de a citi tradiția, de a inventaria faptele care ne sunt date și de a le chestiona tot timpul, de a le reevalua. Ce spune Scriptura aici este că Iisus a mai făcut și multe alte lucruri. Unele nu sunt inventariate sau taxonomizate în această carte. Dar această carte ne dă niște informații esențiale care pot fi percepute rațional. Fapte care pot fi acceptate de dumneavoastră ca adevărate sau nu. Chiar dacă unele sunt de domeniul fantasticului. Scopul pentru care au fost scrise aceste lucruri este ca să producă o mutație paradigmatică în mintea cititorului. Și anume, un evreu necăsătorit, care practic pentru un contemporan vagabonda în cerc, dacă vă uitați la călătoriile misionare ale Domnului Iisus, practic umblă în cerc. Umblă în cerc cu niște oameni care n-au niciun fel de căpătâi, care se numesc ucenicii lui, fără licență de rabin, fără să fie recunoscut de mai mari poporului, fără să producă nimic practic, nici măcar și meseria care a învățat-o de la taică s-o a abandonat-o, te uiți la toate aceste informații și acest evreu necăsătorit, mort pe cruce, executat de romani la 33 de ani, în mod absolut rușinos, răstignit gol, goluț, așa cum a ieșit din pântecele maicii sale. Acum trebuie să știți că tradiția a mai cosmetizat pe aici pe acolo. Toate crucifixele pe care le avem cu Iisus crucificat sunt cu ceva în jurul mijlocului. Nu a fost așa. Deci mort într-un mod absolut rușinos. Ni se spune că acest evreu a și fost după aia înviat și ridicat la ceruri. Acesta devine guru, taumaturg, profet, Mesia, și aici este un crescendo, Fiul lui Dumnezeu. Ba mai mult, el pretinde că este Eu Sântul, Eu Sunt, Iahve însuși. Dumnezeu însuși, Creator și pentru tine Mântuitor. Foarte interesant. Și care este miza? Aici este tupeul lui Ioan. E un tupeu nesfârșit să spună că dacă nu crezi aceste lucruri pe care ți-le spune el,
miza cea mare este moartea ta veșnică. Că ești pierdut. Nu contează că ai memorat tabelul Mendeleev și legea lui Bernoulli. Nu contează că știi cum funcționează legea lui Arhimede. Nu contează toată cultura pe care ai acumulat-o și toate tresele culturale pe care le ai. Nu contează câte școli ai terminat, ești pierdut pentru această viață și mai grav pentru viața viitoare. Observați ce spune omul. Toate aceste lucruri au fost scrise ca voi să credeți că Iisus este Mesia și o să vedem de-a lungul altor seri ce înseamnă acest Hristosul, Mesia, unsul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață, viața în numele Lui. Miza pare a fi foarte mare. Așadar, se pare că, din câte înțelegem, credința este neapărat o mutație paradigmatică în contextul unei relații. Toate acestea pe care le spun eu sunt semne, semne care conduc spre o persoană. Aș vrea ca de-a lungul serilor următoare să ne uităm la portretele din Evanghelie. La Ioan, la mama lui Iisus, la ucenicii, frații lui Iisus, familia sa, farisei, preoții, iudeii, samariteni, galileeni, Nicodim și samariteanca, ologul și orbul, Natanael și Filip, Petru și Toma, Lazar, Maria, Marta, prietenii lui Iisus, Iosif din Arimatea și Iuda pe de altă parte, Pilat și Irod și la Ioan însuși. Ar vrea să-L vedem pe Iisus în posturile de Eu Sunt, de Cuvântul, apa vieții, pâinea vieții, șarpele din pustie, lumina, Învățătorul și Domnul, învierea și viața, adevărata viță, împăratul însuși. Aș vrea să înțelegem credința ca mirare, credința în semne, credința ca soluție pentru mușcătura de șarpe. Ce aș vrea să știm la sfârșitul acestui studiu? Aș vrea să știm cine este cel ce pretinde aceste lucruri. Vorba lui C.S. Lewis, ori un lunatic, ori cu adevărat, Dumnezeu adevărat. Să știm cine este, să vedem ce face, să vedem cum face, pentru cine face. V-aș recomanda, când mergeți la lectura Evangheliei, în aceste 21 de zile, v-aș recomanda să puneți două întrebări Evangheliei. Cine este acest Iisus? Doi. Ce vrea El de la mine? Aseară, când am terminat acest mesaj, am stat uitându-mă pe balcon și așteptând un fiu acasă și mi-am dat seama că manifestarea climactică a credinței creștine constă în faptul că începi aici, prizonier în timp, acum, prizonier în spațiu, să vorbești singur cu o persoană atot prezentă, eternă, ubicuă, pe care nu o vezi, o persoană care nu are trecut, nu are viitor. Adică începi să te rogi. Manifestarea desăvârșită a credinței creștine, mi-am dat seama atunci, constă nu numai într-un dialog interior, nu numai într-un dialog cu o persoană pe care nu o vezi, ci ea sfârșește finalmente în doxologie, în închinare. Dragii mei, aș vrea să înțeleg în aceste seri de ce nu poate să creadă fiul meu. Aceasta este miza pentru mine cea mai mare, pentru aceste seri. Dar știți cum îmi voi da seama că începe să creadă? Când va începe, ca un nebun pentru alții, să vorbească singur. Și atunci voi ști sigur că n-a nebunit, ci a început să creadă. Dragii mei, în momentul când începem să vorbim singuri, ca acel dialog interior despre care vorbește Augustin, la un moment dat începe să vorbească cu sine și își dă seama că vorbește cu o altă persoană, cu Creatorul Său. Și, de ce nu, pentru dumneavoastră și pentru mine, Mântuitorul Său, Mântuitorul meu și Mântuitorul dumneavoastră. Să ne ajute Dumnezeu să parcurgem Evanghelia până la capăt și să descoperim, uitându-ne în vitraliile acestei catedrale, portretele lui Iisus pe lângă portretele celorlalte personaje ale credinței. Amin.